Scandal la CSM Ploiești. Antrenoarea Simona Gogârlă și Augustin Iancu se acuză reciproc după ce directorul CSM a întrerupt colaborarea. Fosta handbalistă susține că de 4 luni a fost plătită prin acte adiționale, iar acum conducerea i-a spus că nu mai poate fi plătită din cauza lipsurilor financiare. Gogârlă este dezamăgită de situație, mai ales că a refuzat alte echipe ca să aibă continuitate la Ploiești. La rândul său, Iancu susține că au dorit să meargă pe aceeași formulă de plată, însă antrenoarea a refuzat. După ce a pierdut mai multe jucătoare, echipa ploieșteană rămâne și fără o piesă importantă care a contribuit decisiv la salvarea echipei de la retrogradare. Șeful CSM-ului se gândește la altă variantă pentru banca tehnică, dar indiferent cine va fi numit antrenor, trebuie să colaboreze cu directorul tehnic Mircea Anton.